Tania, bine ai venit! Vai ce mă... Abia m-am ținut! Abia m-am ținut să nu râd cu voce! Ia! La ce ai făcut tu acolo... Excuse me, dar da. Suntem foarte buni! Aia cu epilatul mi-a plăcut! Da, dar n-aș fi încercat-o pe... și... Când ești prins în flagrant, îți dai seama la spectacol că n-ai fost la epilat, că ai de ridicat mâna și ești în furou, pac, cu piatră da. Și s-a rezolvat. Uite, vezi ce înseamnă actorul, vezi? Imediat își trage spuza pe turtă. Te-ai gândit imediat la ce-i da. Face tu. Da. Draga mea. Ah, ce mă bucur să te revăd. Și mie la fel, îmi face o mare plăcere de fiecare dată, mai ales că tu ești atât de vie și de spumoasă și de așa. Și de... Încă-s vie. Da, da, mai e mașinuța aia. Aia frumoasă? Da. Nu, am una și mai frumoasă. Da, am și spus, am lângă mine un bărbat care are un singur viciu. Îi plac mașinile și e foarte bine așa. Se ține Dumnezeu obiceiul. E doar așa. Dar atunci înțeles... mi le schimbă ca șosetele și mie îmi plac provocările pe care mi le... Dar ce le-ai dat mașinuțelor să audă pe dinăuntru uneori? Mm. Ești genul de șoferiță care mai zice câte una, două, trei? Da, în intimitatea mea, înăuntru mașinii. Dar să știi că se vede da. Pe... Se citește, da. Păi, e, cum zice bărbatul meu, el e mai rău ca mine. Da? Că eu zic, nu mai țipa în mașină că și în jur. Că nu se aude. Și el zice, sper că știe să citească pe buze. Dar știi că poți să înjuri și fără să se audă. Dacă ai copilul în spate, crede-mă din experiență. Da. Că da, te da. Vede el. Adică... Da, dar eu chiar sper că citesc pe buze pentru că adică, să aibă și rost în jurătura aia. Da, mă enervez da, foarte tare. Să te testez eu mai încolo. Pentru că eu sunt o șoferiță foarte corectă. Foarte corect. Toate ziceți la fel. Adevărul că femeile sunt groaznice în trafic. Tu ai zis-o? Da, ai zis-o? Persoanele de față se exclud. Da, eu m-am lăsat de sportul ăsta. A, da? Da, păi e ultima întâmplare pe care am prestat-o. Așa? După ce am făcut un ambuteiaj, singură. A. Sunt singură om care poate să facă un ambuteiaj de unul singur. Un domn foarte drăguț a încercat să mă salveze și atunci eu m-am dat jos din mașină, l-am luat în brațe și l-am pupat. A. Și domnul a zis, vă rog, întoarceți-vă mașină, doamnă, vă rog, și nu mai conduceți niciodată. Și lucru pe care l-am făcut. Am înțeles. Da. Sper că l-ai pupat pe gură. Nu cred că era însoțit, da. Da, mie îmi place mult de tot sportul ăsta și îs pasionată de condus. Să vedem cât de pasionată. E o modă, cumva, să nu semnalizezi stânga-dreapta? Adică e o modă să faci stânga, să mergi tare și după aia brusc să vezi la stânga fără să-l avertizezi pe ăla din spatele tău că faci stânga în puii mei. Mi-aș dori să am un de-asta, gramofon, ceva pe acoperișul mașinii și când în jur, măcar să mă audă toată lumea. Să mă răcoresc și eu. Semnalizați, fraților, stânga, dreapta! Că se învață la școala de șoferi, e simplu. Nu este o șmecherie să nu semnalizezi. Pe tine ce te enervează cel mai tare? Faptul că tu, având o experiență destul de vastă la volan, ai din 97, dacă nu da, știu care, da. Sesizezi mai ușor greșelile celorlalți sau faptul că ceilalți nu-și recunosc greșelile? Cel mai tare mă enervează că nu-și recunosc greșelile, pentru că a greșit e omenește. Și mie mi se mai întâmplă. Și sunt foarte drăguțe, le spun tuturor, sunt blondă, scuze, îmi cer scuze. Adică, dar tu... Să știi că ai greșit, pentru că el n-a semnalizat, eu am zis semnalizează și el zice, nu, eu n-a, sunt corect. Dar tu să și înjuri după ce faci greșeli, aproape de accident și tot tu să înjuri, tot tu să ne arăți membrele, da. Unele membre ale mâinilor. Nu, pe unii chiar mi-a venit să-i urmăresc, dar... Chiar ai urmărit vreodată pe cineva? O femeie. Și s-a dat jos? Nu, dar a fost atât de nesimțită că eu dacă o prindeam, cred că mă înfingeam în părul ei la propriu. A fost îngrozitor de nesimțită. A lăsat geamul jos?
N-a lăsat geamul jos, dar mă tot depășea neregulamentar și când trecea pe lângă mine asta, după ce a făcut o boacănă mare, îmi arăta degetul. Și iar, și iar, și iar, și iar. Și a făcut asta de nenumărate ori. Adică trecea pe lângă mine și arăta degetul. Deci din 97 tu pățești chestia asta? Nu. Cred că la început nu prea sesizam până m-am obișnuit. Dar nu, evenimentele mele cel mai frumoase la condus sunt cu polițiști, dar nu o să intrăm în acest subiect, că încă mai vreau să conduc. Dar ce e, că nu o să zicem... Sper din suflet că nu mă recunoaște nimeni. Nu, cu perucă și cu ochelari de soare. Categoric. Și cu gluga asta pe cap, nu o să te recunoască nimeni. Da, de unele chiar mi-e rușine, dar unii și-au meritat-o. Am fost urcioasă rău ultima dată, când am și luat o amendă urâtă. Da, da. Ai fost tu... Era în ziua de Paști și nu se cădea să-i spun să stea cozonacul în gât, adică urât din partea mea, dar asta am zis. Asta e tot ce ai zis mai rău, da. Să stați iar cozonacul în gât? Când mi-a zis aveți ceva de declarat vis-a-vis de amenda pe care mi-a dat-o și am zis da, să stea cozonacul în gât, să ai un Paște la fel cum l-am avut și eu în dimineața asta. Da, drăguță. Doamne, iartă-mă. Da, scuze-ți găsești. Scuze... Adică ești și drăguță, nu? Da, da, da. Și pentru că spuneai mai devreme că citești pe buze. Așa. Hai să încercăm împreună o provocare. Nu știu cât, vai, cât fără de pește, bine. Da? Fără pește, fără pește că lipește. Vai, vai, vai. Fii atentă. Așa, pune-ți, te rog, căștile astea pe urechi. Dă muzica în blană. Așa, să dau tare. E... Bun. Mă rog, nu mă pricep. Dar, dar încă te aud. Nu e nicio problemă, trebuie să dai muzica maxim, maximum. Să zic ce zici? Da. Stai, așa, s-a oprit muzica. Stai că am înțeles, deci să zic ce zici tu. Nu e bine să se oprească muzica, muzica trebuie să meargă. Cum? E bine așa, e perfect. Primul cuvânt. Așa, primul, ceva cu primul, bun, așa. Apocalipsă. Mai zi o dată. Apocalipsă. Apocalipsă. Stai, nu e apocalipsă când... Ba da. Apocalipsă? Ai nărit, bravo, super. Șubă. 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 Da! Pe bune! Da! Dar e cuvânt rusesc. Asta știu, eu mănânc șubă în fiecare an. Ah, ce frumoasă muzică. Îmi place mult. Așa. Prelungitor. Prelungitor. Mai zi o dată! Mai zi o dată! De câte ori? Prelungitor. Prelucitor. Prelungitor! Asta e! Așa, să vă dau pe mână. Arc. Arc. As. Arc. Ac. Arc. An. Arc. Da? Și anume, ai pierdut. Tara, era arc. Și mai am unul. Cocă. Cum? Cocă. Oi? Cocă. Cocă. Hoit! Nu? Cocă. Aoleu, bine! Știu ce ține! Știu ce ține! Era cocă. Și acum invers. Păi cu covru i-am să zic. Da, știu! Aoleu, acum am vorbit tare? Nu! Stai așa să dau mare. Stai așa să dau mare. M-auzi? M-auzi ce zic? Hai că o să zic încet așa să n-auzi. Ok. Primul cuvânt. Primul cuvânt. Paralelipiped. Paralelipiped. N-are cum să fie paraplegic. Paralelipiped. Paralelipiped. Hai să dau... Uită mai cuvântul. Păi, dar ce vrei? Trebuie să fie tare. Stai, să dau mai tare asta. Ok. Ascultă cât de tare e. Îmi și place piesa. Ok.
umplutură. Umplutură. Untură? Umplutură. Umplutură. Yes! Ai folosit pui. Chihlimbar. Limbaj. Chihlimbar. Tipar. Chihlimbar. Chihlimbar. Nu știu, dar îmi place foarte mult cum faci. Chihlimbar. Ceva cu limba. Cu limba? Chihlimbar. Chihlimbar? Da! Shaun. 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 Yes! Ești bună! Și ultimul? Vârf. Vârf. Da. Mama! Nu cred așa ce fac! Foarte tare a fost! Tu ai pisica? Suntem bune. Suntem foarte bune. Câine. Câine. Da? Și pisica e la fime deja, da. Ai făcut o alegere foarte bună. Îți mulțumesc foarte mult. Și vreau să vezi un film care a ajuns viral pe internet, care te va determina să nu ții pisică niciodată. Ia.